O bihoreancă care a pierdut un portofel plin de bani l-a recuperat de la un cuplu orădean cu un înalt spirit civic. Tinerii căsătoriți s-au prezentat la poliția locală din Bihor, declarând că au găsit pe stradă un portmoneu în care se aflau aproape 6.000 de euro, la care se adaugă carduri bancare și acte de identitate. Cei doi au mers direct la poliție pentru a preda portmoneul găsit, iar polițiștii bihoreni s-au ocupat de toate demersurile pentru ca proprietara dintr-o comună bihoreană să reintre în posesia valorilor pe care le pierduse, scrie bihon.ro. Deși cei doi samariteni nu consideră gestul făcut ca fiind ieșit din normalitate, poliția bihoreană le mulțumește pentru spiritul civic și altruismul demonstrat. Cei doi soți orădeni, care consideră gestul ca fiind unul de normalitate, au declarat că și-ar dori ca și alți oameni puși într-o situație similară să procedeze asemenea lor, certificând astfel că tinerețea și maturitatea nu sunt legate atât de ani cât de sufletul omului, educație și bun simț, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.